Am apelat la dumneavoastră să ne dați un mic ajutor, pentru că avem o mare nevoie. Nu avem de lucru, nici soțul, nici eu, nu avem unul lucraș, nu avem de pe ce cumpăra alimente pentru casă, de îmbrăcat copiii. Ce pot să zic? Casa este cumpărată tot de noi, am muncit și am cumpărat și ne o ducem greu. Cotul nu avem, animale tot nu avem, e greu. Ce pot să zic? Copiii învață la un oraș, trebuie fata cea mare să se deplasează toată vremea cu rutieră, ne vine greu. Ce pot să vei? Aveți datorii prin SAF? Cum? Ce faceți? Cum la magazin am, dar nu mult. M-a stărit să nu apelez pe datorii. Cu ce avem, cu ce ne alimentăm, decât să intrăm în datorii, mai bine așa. Acum în sat nu găsiți de lucru? Nu-i, nu-i. Chiar deloc nu. Deloc. Satul mic, nici n-ai cine. Toți sunt bătrâni, cei tineri toți sunt plecați, șticotare care au posibilitatea. Rămân numai bătrâni, dar bătrânii săraci și ce. Am apelat la primărie să cumpărăm niște lemne să ne deie și nu ajung. Ajung numai la bătrâni să le deie săraci și să aibă și să încălzi, dar la noi greu ajunge. Și lemne din ei luați? Ce luați? Să duci, să duci pe metai în copac, mai... Mai găsești crengi? Da. Dar cărbunul să-l cumpiri e foarte scump, de pe ce să-l cumpărăm? E scump. Chiar și lemnul foarte scump în ziua de astăzi. E greu. La noi în sat chiar e foarte greu. Deci nu pot să zic. Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciune, mulțumirile, cinste, puterea și tărie în vecii vecilor. Amin. Mamă, când ați auzit că v-am telefonat, ce ați simțit așa în inimă? Să vă spun drept, o mare bucurie. Chiar nici nu m-am așteptat ca să mă apeleze. Eu de mult am depus, am apelat la dumneavoastră, este la câteva, este o lună de zile, poate și mai mult. Și când m-a telefonat că vin astăzi, nici nu m-am așteptat, nu puteam găsi mai rău soț să-l anunț că veniți. Bine, dar Domnul i-ați mulțumit? Foarte mult, mulțumit. Chiar și Doamne, când grăiam, Doamna, când m-a apelat, am spus mulțumim Domnului cu, nu știu, cu binecuvântat. Și ați ajuns la noi să ne ajutați și pe noi. O să-l căutați pe Domnul în continuare, o să vă rugați? Da, cum fără de asta? Trebuie să ne rugăm Domnul. Sperăm că venim data viitoare, poți să fiți mântuiți, botezați, mergeți la biserică evanghelică, să-l slujiți Domnul. Domnul face minuni, nu? Sperăm, va fi totul bine. Bine o să fie doar dacă îl căutăm pe Dumnezeu din toată inima. Spuneți să dea un nou testament la surori. Știți ce ne-a motivat să venim la dumneavoastră? Cartea Sfântă care o citim noi și numește Biblia. Biblia ne-a schimbat viața nouă, ne-a transformat, ne-a dat înțelepciune și pricepere să înțelegem cum poate să ajungă binecuvântarea lui Dumnezeu la noi în familie. Pentru că Biblia ne spune, iată toate binecuvântările care vor veni peste voi dacă veți asculta de glasul Domnului și veți împlini toate poruncile. Acolo aveți cheia succesului lui Dumnezeu. Binecuvântările lui Dumnezeu s-au oprit între cer și pământ. Și cel rău este stăpân pe binecuvântările voastre pentru că voi nu cunoașteți cuvântul Domnului. Dacă nu era să citim noi cuvântul Domnului, eram și noi putem eu amuci la sărăcie și a gunoiilor și a păcatelor și a întunericului. Așa că fiți o binecuvântare pentru cei din satul vostru. Citiți, rugați-vă, întorceți-vă la Dumnezeu cu toată inima și Domnul va face minuni. Promiteți că o să citiți cuvântul Domnului. Promitem. Amin.
Tatăl nostru îl știm? Da. L-am spus. Toate zilele Domnului ați ne iartă-nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce prin noi ispită și ne zbăvește de cea rău, ca Ta este împărăție, putere și slavă vecilor. Amin. Nu avem emoții. Bun. Milan, copiii rămas buni. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim. Și multe pace. Ca să ați venit la noi și să vă binecuvânteze Domnul, să vă dea puteri, să vă ajutați în lume care au nevoie. Amin. Chiar vă mulțumesc din suflet. Amin. Dumnezeu este viu. Da. Noi vă lăsăm în brațul Domnului, rugați-vă și ajungem la Chișinău și cu Domnul. Și drum bun, Domnul să aibă în pază, să ajungeți cu bine. Dorim să vă mulțumim din inimă și nu avem cuvinte potrivite ca să ne exprimăm recunoștința față de sensibilitatea a inimii voastre. Și nu vom fi niciodată capabili să-i mulțumim lui Dumnezeu îndeajuns pentru darul oferit Republicii Moldova în timpul greu. Am fost în mod special încântați de jertfa dăruită în simplitatea și cu onoare în numele lui Iisus Hristos, doar spre slava Lui din partea voastră. Vă mulțumim că ne-ați oferit posibilitatea de a transmite daruri scumpe dăruite pentru cei în lipsuri din Republica Moldova. Apreciem foarte mult gestul și vă transmitem mii de mulțumiri și rămânem foarte recunoscători înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare faptă bună. E o plăcere reală pentru noi ca să fim o familie iubitoare împreună cu semenii noștri, oameni cu credință și devotament, ca și dumneavoastră, care ați adus zâmbete celor nenorociți și o bucurie de neredat prin cuvinte. Suntem patru copii care a mei, doi sub tutelă avem, situația este foarte grea, de lucru nu avem, alte finanțe din altă parte nu avem, cât am fetița asta care la grupă. Cu ăștia bani noi, toamna, vara, mai avem ocupații, mai ducem la lucru, dar nu la moment, e foarte greu de foc. Astăzi ei supraviețuiesc, dar mâine nimeni nu știe. Ei sunt prea bătrâni pentru ca să mai fie tineri. Unii dintre ei sunt singuri, alții sunt bolnavi. Dacă aveți un părinte în viață, să știți că aveți nu o povară, ci o comoară. Scump prieteni, împreună suferim, împreună ajutorăm, împreună cu voi ne bucurăm. Mulțumesc! Спасибо! Nu mă plângeți mai mult! Vă mulțumesc, frații mei, frații noștri! Vă mulțumim din suflet, binecuvântări în nouă ani! Pace, sănătate! Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciune, mulțumirile, cinste, putere și tărie în vecii vecilor. Amin.